consider rezoluția Parlamentului European expresia unor interese electorale ale grupurilor politice europene, în condițiile în care sunt multe puncte, votul nu a fost despre România sau despre dreptate. Sunt dezamăgită de concluziile raportului Mecanismului de Cooperare și Verificare, în condițiile în care România a dovedit că este un partener loial și corect al Uniunii Europene. Guvernul a fost în permanență în contact cu experții Comisiei Europene și a oferit de fiecare dată atât clarificări cât și argumente. Din păcate, am constatat că acestea au fost pur și simplu ignorate. Nu putem fi de acord cu stabilirea unor recomandări suplimentare prin care se cere să ignorăm reguli constituționale și să acceptăm ceea ce niciun alt stat membru nu ar putea accepta. O astfel de solicitare face imposibil de a atins obiectivele Mecanismului de Cooperare și Verificare în condițiile în care regulile se schimbă din mers. Am citit cu mare atenție raportul, suntem conștienți de obiectivele de acolo, dar în același timp vedem recomandări care vor să ignorăm prevederi legale instituite prin votul Parlamentului și validată de Curtea Constituțională, ceea ce reprezintă o atingere adusă suveranității și o încălcare a Tratatului Uniunii Europene. Ca prim-ministru și fost europarlamentar, cer egalitate de tratament pentru țara mea și pentru români. Cred într-o Europa unită, o Europa puternică, în care toți cetățenii se bucură de respect, dar și de drepturi egale.